În fiecare minut se întâmplă ceva în lume, amuzant, trist sau periculos. Nu incidentul în sine contează, contează cine este în preajmă. Pentru ce? Pentru a avea timp să ajute sau doar pentru a surprinde un eveniment uimitor foarte rar. Și anume despre astfel de cazuri vă vom povesti astăzi. Puneți un like și să începem! În acest filmuleț puteți observa cum partea din spate a autobuzului a luat foc. Noroc că prin preajmă se afla o mașină de pompieri. Restul șoferilor au eliberat carosabilul și pompierii s-au pus pe treabă. Doar datorită faptului că totul a fost făcut la timp, incendiul a fost stins fără victime. Copilul este prea mic ca să realizeze ce s-a întâmplat. Fetița nu și-a ținut echilibrul și a căzut în canal. Prietena ei nici nu a înțeles ce s-a întâmplat. Din fericire, pe acolo trecea un tânăr pe motocicletă care imediat a sărit în ajutor. Foca nici nu se putea aștepta că va rămâne în viață. Ea era vânată de o balenă ucigașă, cel mai mare dintre prădătorii marini. Este uimitor faptul că în acel moment, prin preajmă, se afla o barcă cu doi tineri care au adăpostit foca. Tânărul care stătea în picioare pe trotuar a observat un copil pe balconul aflat la etajul 2 și anume asta a salvat-o pe fetiță. Și nici nu vreau să-mi imaginez ce s-ar fi întâmplat dacă tipul nu s-ar fi aflat pe trotuar. Domnișoara nu era atentă la ce se întâmpla în jurul ei și era gata să traverseze strada. Noroc că pe lângă ea se afla un trecător care în ultimul moment a tras-o de în fața mașinii. Iată de ce nu-i bine să asculți muzică în timp ce mergi pe stradă. Să fiți și voi atenți pe viitor! Căprioara din greșeală a nimerit în canalul de scurgere și nu putea ieși de una singură. Persoana care se afla pe lângă în ultimul moment a reușit să prindă animalul și să-l scoată din curentul puternic de apă. Căprioara speriată a mai primit o șansă la viață. Sper că de acum încolo va sta departe de apă. Proprietarul magazinului a fost foarte fericit că în cel mai potrivit moment în magazin a intrat un polițist. Tâlharul nu era prea fericit de faptul că a rămas fără bani, dar oricum nu are de ales, deoarece acum va trebui să răspundă în fața legii. Se pare că șoferul mașinii a uitat să tragă frâna de mână, dar orice ar fi, traiectoria mișcării vehiculului este direcționată spre noul Land Cruiser. S-ar părea că ciocnirea este inevitabilă, dar iată că dintr-o dată apare șoferul unei dubițe care a analizat imediat situația și a luat o decizie corectă. El a acoperit Land Cruiserul și a luat toată lovitura pe el. Un adevărat gentleman! Iar această persoană a ieșit pe banda opusă în cel mai nepotrivit moment și, după cum v-ați dat seama, a fost întâmpinat de cine trebuie. Chiar dacă copilul o ținea pe maică sa de mână, oricum a reușit să alunece pe linia de tren. Din păcate, trenul se deplasa cu o viteză destul de mare și nu se putea opri brusc. Ce noroc că pe partea cealaltă de linie se afla un bărbat care, fără să mai stea pe gânduri, a sărit în ajutor. Un adevărat erou!
Câinele era confuz și nu știa dacă să traverseze strada sau nu, dar iată că un trecător obișnuit nu l-a lăsat la greu și l-a ajutat să traverseze regulamentar strada. Oricărei persoane îi se poate face rău, dar nu toți pot fi la fel de norocoși ca acest biciclist. Se pare că bărbatul a leșinat și a căzut chiar în mijlocul drumului. Din fericire, alături de accident se afla o ambulanță, iar medicii au fost tot ce era necesar pentru a-l face mai bine. Apariția unui bebeluș în familie este un eveniment de neuitat pentru părinți. Deseori copilul alege singur momentul nașterii. Așa s-a întâmplat și cu această familie care era foarte îngrijorată de ambuteiajul format pe drum. Viitorul tată nu s-a rușinat și a sunat la poliție. Oamenii legii au făcut în așa fel încât să ajungă cât mai repede la spital. Mare noroc de așa oameni! Nu se știe de ce rața a ales anume acest loc pentru cuib, dar se pare că a ales timpul potrivit de a-și scoate puii de acolo. Noroc că pe stradă trecea un bărbat care nu a rămas indiferent și a prins fiecare rățușcă în parte. Oamenii, în momentul potrivit, au observat șoimul și l-au ajutat să rămână în viață. Nu a fost ușor, deoarece șarpele a strâns foarte tare pasărea. Nu se știe cum s-a întâmplat asta, însă contează că oamenii au reușit să ajute această pasăre frumoasă. Uneori, soarta singură îi pedepsește pe cei vinovați. De exemplu, șoferul a depășit o linie dublă și s-a oprit chiar în fața mașinii de poliție. Pentru nimeni nu este un secret cât de lenți sunt leneșii. Acesta, de exemplu, s-a oprit chiar în mijlocul drumului care era destul de aglomerat. Ce bine că unul dintre șoferi a oprit și l-a dat la o parte, astfel salvându-l de la moarte. Vreau să cred că viața acestui cuplu proaspăt căsătorit va fi una fericită, deoarece au avut un început excelent. Datorită faptului că au ales să facă poze la pod, au reușit să salveze viața unui bărbat. Bărbatul se afla în apa rece, iar fiica lui nu-l putea ajuta cu nimic. Noroc că invitații cuplului căsătorit l-au zărit și au sărit rapid în ajutor. Este greu de imaginat cu ce s-ar fi terminat asta dacă nimeni nu ar fi fost prin preajma. Înainte să comiți o prostie, trebuie să gândești de 100 de ori. Altfel, poți păți ca tinerii din videoclip. Băieții au luat cu forța cheile și actele de la mașină și au urcat în ea. Noroc că pe lângă ei treceau niște polițiști înarmați. Hoții cu siguranță nu s-au așteptat la un asemenea final. Cam atât pentru astăzi, dragi prieteni. Dacă v-a plăcut episodul, atunci puneți un like și abonați-vă la canal pentru a fi la curent cu cele mai noi videoclipuri de pe canalul nostru. Pe curând!